Bine v-am regăsit la această cronică filmată și aș vrea să vă spun că în acest început de februarie parcă retrăiesc scene din 1989. Îmi amintesc atunci, în decembrie 1989, ce s-a întâmplat în Franța, un fel de explozie de simpatie pentru România. Toată lumea, toată Europa, dar mai ales Franța, redescopera România sau o descoperea pentru prima dată. Jurnaliștii, marele public, descopereau la ora aceea că românii erau francofili și francofoni, că aveau curaj, că reușeau să-l doboare pe Ceaușescu, să iasă în stradă, să înfrunte gloanțele, să-și asume riscuri pentru un moment de demnitate și pentru un moment de istorie de neuitat. Sigur că la ora aceea minunea nu a durat mult. După câteva zile a fost procesul lui Ceaușescu, după aceea a fost un întreg scandal complicat cu gropile comune de la Timișoara. Fiecare minune durează 3 zile, dar atunci am trăit eu un moment de extraordinară intensitate când m-am bucurat să descoper eu însumi o altă Românie și să descoper România prin privirile jurnaliștilor străini, prin privirile străinilor. Iată că această senzație se repetă. Sunt mulți ani de atunci, peste 25, 26, 27 de ani și retrăiesc aceeași bucurie a faptului că România este redescoperită de occidental, de francez, de presa franceză. Sunt zile extraordinare în acest început de februarie, cel puțin pentru mine aici la Paris. Descoper că în fiecare zi suntem sunați la RFI sau tot felul de canale de televiziune sau posturi de radio sau jurnaliști ne caută pentru a ne întreba ce se întâmplă în România și pe cine să contacteze în România, cum să decripteze ceea ce se întâmplă în România. Sigur că România este redescoperită cu această ocazie și într-un context cu totul și cu totul deosebit. România au dat o lecție extraordinară de democrație în acest început de februarie. O lecție de demnitate. Au arătat lumii că sunt atașați de statul de drept, de independența justiției, că aceste două elemente nu sunt negociabile pentru viitorul lor. Au demonstrat din nou că sunt atașați unui ideal și anume Europa. Poate că lecția cea mai importantă pentru cancelarile europene a fost tocmai asta, atașamentul românilor față de Europa și faptul că au strigat în stradă iubim Europa. Ar trebui căutat cu lumânarea sau cu lupa altă ocazie în ultimii 4-5 ani când mulțimi de oameni au strigat în stradă pe străzile unei capitale europene iubim Europa. Ei bine, într-un moment când Europa este fragilă, când o parte din Europa răsăriteană și centrală parcă se dislocă și alunecă spre alte modele de comportament sau, știu eu, simpatii geopolitice, când despre Polonia se spune că și-a păstrat statul de drept numai de formă, când despre Ungaria se spune că are altă viziune decât cea europeană în materie de viitor, România este o formă de stabilitate a sentimentului pro-european, ceea ce mi se pare o frumoasă lecție pe care, iată, sute și sute de mii de români o dau întregii lumii în acest moment. În acest moment, marcat de fapt de două modele, sau că nu chiar de trei modele negative. Modele negative de vidare a conținutului democrației, ceea ce a reușit să facă Putin în Rusia, ceea ce a reușit să facă Erdogan în Turcia, ce încearcă să reușească Donald Trump în Statele Unite. Peste tot sunt, de fapt, în acest moment, nemulțumiri în legătură cu forța acestui model autoritarist sau autoritar, puțin megaloman. Pe Donald Trump deseori îl văd comparat cu Big Brother. Românii, iată că în estul Europei, spun nu, modelul nu este nici cel dat de sugerat de Donald Trump, nici cel sugerat de Putin și de Erdogan. Modelul rămâne cel al încrederii în valorile europene. Un mesaj pe care eu îl salut din toată inima mea, pentru că românii contribuie în acest fel la stabilitatea Europei și resudează sau propun o nouă relansare într-un fel a construcției europene după Brexit și după alte și alte eșecuri. Privirile României sau privirile
Occidentul s-a întors spre România în aceste zile cu declarații extraordinare. Am văzut titluri care mi-au făcut mare plăcere. Spiritul civic care renaște în România. Sau poate că Europa renaște acum în România. De ce nu? Dacă românii vor continua să fie, știu eu, abili, înțelepți, în același timp capabili să inventeze și reconcilierea și coabitarea. România este în acest moment un laborator de idei și ele pot fi găsite. Acele soluții care să permită în același timp și resudarea celor două românii care au apărut în acest context, pentru că sunt două românii care merită să fie resudate. Sunt convins că soluția există. Sunt convins că intelectualii, artiștii, tinerii pot să o găsească. Chiar și ideile socialdemocrației au un loc în peisajul politic al unei țări. Sigur că ar trebui ca toate partidele în România să devină mai transparente, să nu adopte modele de structurare autoritariste, să nu avem un fel de guru sau de satrap în fruntea partidelor, să existe o cartă a democrației interne în toate formațiunile politice românești. Și de fapt, cei care au intrat în pușcării nu sunt mai oameni care au migrat sau au, știu eu, au circulat în jurul Partidului Social Democrat. Din toate sferele politice au intrat în pușcării oameni care au fost certați cu justiția și cu corectitudinea. O poveste scurtă. Când am ajuns în Franța în 1987, am descoperit o lume foarte divizată în diaspora românească. Oameni care nu se înțelegeau unii cu alții, oameni care se bănuiau unii pe alții că, știu eu, colaborează cu securitatea sau cu statul român, se vorbeau destul de rău românii unii pe alții. Și la un moment dat cineva mi-a spus următoarea poveste. Trei români ajunși în Franța în acei ani au decis într-o bună zi, ca timp de 6 luni, să se vorbească bine, de bine, unul pe altul, unii pe alții. Să vadă ce se întâmplă. Ce se întâmplă după 6 luni dacă se vorbesc de bine unii pe alții. Și s-ar părea că s-a produs un miracol. După 6 luni, cei trei români au reușit toți trei foarte bine, pentru că au schimbat paradigma relațională între ei, dar și între ei și ceilalți români. Poate că românii ar trebui să-și propună ca măcar timp de un an să fie toleranți, dar să renunțe total la corupție, să fie mai amabili, dar în același timp deschiși, să evite fricțiunile, dar în același timp să colaboreze. Măcar un an fără corupție, oare? Ar fi posibil o Românie fără corupție un an, dar în așa fel încât toți să creeze un fel de pact, să vedem ce se întâmplă dacă timp de un an suntem toți mai buni, mai frumoși, mai cinstiți, mai deschiși, mai, știu eu, patrioți chiar. Eu sunt convins că s-ar întâmpla ceva miraculos. S-ar întâmpla ceva miraculos pentru viitoarea istorie a României. Un an de experiență metafizică, utopică, și sunt convins că un nou gust de viață și mai ales o nouă mândrie de a fi român s-ar putea naște în această regiune a noastră, locuită de români în estul Europei, de unde poate că Europa însăși va putea să renască. Vă mulțumesc! Pe data viitoare.